Societatea Cronospan din Sebeș mai are de așteptat până va primi revizuirea autorizației de mediu pentru a-și mări capacitatea de producție. Știm foarte bine că au fost manifestări în stradă la Alba Iulia și la Sebeș și nu numai, ținând cont de autorizația de revizuire de mediu pe care societatea Cronospan a cerut-o, mărindu-și capacitatea de producție de la 30 de tone de formaldehidă anual la 40 de tone anual. Poftim? 30.000. În urma sesizărilor cetățenilor și din cauza faptului că firma din Sebeș a întârziat prezentarea unor documente pentru obținerea revizuirii autorizației de mediu, s-a constituit o comisie de evaluare a documentelor la nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Că li s-a dat răspuns societății Cronospan, dar între timp societatea, bineînțeles, cum au și dreptul conform legii, a atacat în instanță această hotărâre a Comisiei de Evaluare. Suntem deja la faza de recurs pe care Ministerul tocmai în zilele acestea l-a depus vis-a-vis de prima sentință dată pentru revizuirea autorizației de mediu. Ministrul Mediului a fost așteptat în sediul prefecturii Alba de câțiva protestatari care contestau societatea din Sebeș.